Fosta mașină a ducelui de Windsor, un Cadillac produs la comandă în 1941, va fi vândută la licitație. Prețul este estimat între 500 și 800 de mii de dolari. Ducele a domnit în Marea Britanie sub numele de Edward al VIII-lea, dar a abdicat pentru a se căsători cu o femeie divorțată.